Un nou episod din telenovela Candidatul pentru primărie s-a consumat joi seară în sediul PNL din Târgu Jiu. Liberalii care s-au înscris în sondajul ce trebuia să desemneze candidatul pentru primăria Târgu Jiu au refuzat să se supună votului partidului. Marcel Romanescu, Victor Banța, Eduard Berca și Marian Rotaru au cedat în favoarea lui Octavian Lupulescu, nominalizat de liderii organizației județene. Surse din interiorul partidului susțin că aceștia și-au negociat posturi de conducere în instituții publice. Liberalii s-au întrunit în ședință de birou județean permanent pentru a supune la vot variantele de candidați. Surpriză însă, cei patru aspiranți la fotoliul de edil au refuzat să se supună votului. În această seară, cei patru care au fost alături astăzi de co-președinții PNL Gor și de Octavian Lupulescu au fost la ședință, li s-a propus să intre într-o analiză internă a partidului, un sondaj local, local de data aceasta, era da? Un sondaj secret. Da. Iar niciunul nu a stăruit în această s-au retras idee. Practic. Au mers pe susținerea domnului Lupulescu în urma discuțiilor particulare ce le-au avut. De aici încolo mă depășește situația. După ce s-a făcut nominalizarea domnului Lupulescu și după ce s-a făcut tot portretul acela robot, s-a ridicat în picioare domnul primar de la Roșia de Amaradia și a spus: domnule, eu mai vreau și a doua candidatură. Care? Domnul Romanescu. La care domnul Romanescu, m-a lăsat toți fără replică astăzi seară, a spus: eu nu mai candidez. L-a întrebat pe domnul Banța: domnul Banța, dumneavoastră vreți să candidați? Nu. L-a întrebat pe domnul Edi Berca: vreți să candidați? Nu. Joi, conducerea PNL Gorj l-a prezentat public pe Octavian Lupulescu drept candidat pentru primăria Târgu Jiu, propus de Tudor Barbu și Dan Vâlceanu, după ce sondajul efectuat pe 5 membri ai partidului a arătat că aceștia nu au șanse în fața lui Florin Cârciumaru. Au urmat negocieri între cei sondați și liderii PNL Gorj pentru a-l susține pe Lupulescu, surse interne declarând că aceștia au primit promisiunea susținerii partidului pentru funcții importante, precum cea de prefect, de exemplu. Negocierile au fost confirmate de unul dintre cei sondați. O chestiune foarte importantă este aceea că eu nu am negociat cu nimeni și cu cei doi președinți și cu ceilalți trei colegi, mi-am spus punctul de vedere. Diferența este că ceilalți trei au rămas separat, fiecare și-a discutat cu cei doi președinți. Ce au discutat fiecare în parte, ce s-au negociat, e treaba dumnealor. Sondajul PNL pentru desemnarea candidatului la primăria municipiului a costat pe fiecare dintre cei 5 aspiranți câte 3.000 de lei, însă rezultatul nu a mai fost prezentat de liderii partidului, care au anunțat doar că au decis desemnarea uneia 6 persoane pentru lupta electorală din această vară.